Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Da, mulțumim frumos pentru serviciul religios. Mulțumim preoților din întreaga noastră localitate. Vă mulțumim pentru participare. Dacă vreți să luați loc, sunteți invitați să luați loc, să ascultați și dumneavoastră programul nostru de astăzi. Sper să vă placă. Da. Doamna de la Acum TV, v-ați montat în... Da. Cum v-am spus, vom începe cu cetățenii de onoare, care sunt propuși în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Voi da citire hotărârii Consiliului Local. Părintele Cojocaru, vă rog frumos să veniți încoace în față. Valentin Cojocaru, vă rog frumos. Dați-i scaunul meu să stea aici. Da. Dau citire hotărârii Consiliului Local, numărul 84 din 29 aprilie 2024, privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Lofteana unor cadre medicale, precum și unor personalități care s-au remarcat cu merite deosebite la nivelul UAT Comuna Dofteana din județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Dofteana, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară, în data de 29 aprilie 2024, ora 9, în baza referatului primarului numărul 7858 din 22 aprilie 2024, prin care propune acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana unor cadre medicale, precum și unor personalități care s-au remarcat cu merite deosebite la nivelul OAT Comuna Dofteana, județul Bacău. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 125 din 28 iulie 2019 privind aprobarea unui nou regulament pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana, care reprezintă cea mai înaltă distinție acordată de către Consiliul Local al Comunei Dofteana în temeiul dispozițiilor articolul 129 alineatul 13 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 146 din 26 septembrie 2018, pe baza raportului compartimentului de specialitate numărul 7864 din 23 aprilie 2024, precum și a raportului de avizare favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliul Local Dofteana numărul 8257 din 29 aprilie 2024, în temeiul dispozițiilor articolul 29, alineatul 13 din 139 și 139, scuzați, din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Se aprobă cu un număr de 17 consilieri pentru și din 17 consilieri în funcție acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana doamnei profesor doctor inginer Nicoleta Bartolomei. Vă rog frumos să vă aliniați aici în față. Cu domiciliu în Comuna Dofteana, strada Brădățel, numărul 221, sat Larga, profesor alimentației publică la Liceul Tehnologic Târgu Ocna pentru activitate publicistică, precum și participări saloane de invenții naționale și internaționale, precum și participarea la cursuri de formare, strategii eficiente de intervenție împotriva bullying-ului, educație pentru empatia și toleranță, prevenirea și combaterea violenței în școli, precum și activitate de membru al revistei naționale ISBN, ca membru în echipa de implementare, coordonator, îndrumător, echipă preșcolar a proiectului Educație Națională Schimburi de Experiență cu alte unități școlare. Rezultate deosebite în pregătirea copiilor, elevilor capabili de performanțe, implicare în activități de învățare emoțională, educație pentru diverse și antidiscriminatorii, precum și alte diplome din cadrul activității profesionale. Vă dau doar citire. Da, mulțumim. Din CV-ul dumneavoastră vă dau doar citire, dar numai la câteva rubrici, pentru că sunt destul de multe. Și aș începe așa.
tehnologia planificației, analize statistică a datelor experimentale, planificarea, efectuare și coordonare, cercetare, redactare, teze și lucrări științifice. Dar mai departe, care m-a impresionat destul de mult, 3 lucrări științifice publicate în revista Web, 8 lucrări științifice publicate în revista BDI, 13 lucrări științifice publicate în volume ale conferințelor Procedes, 33 de articole publicate în reviste de popularizare a științei, 40 de participări la conferințe naționale și internaționale, 2 participări la Salonul de Invenții UGA, Invent Medial, da, luând o medalie de argint, îndrumar de laborator pentru uzul studenților, 4 cărți de specialitate editate, așa, v-aș da, dar citire, dar pierdem foarte mult timp. Felicitări, doamna doctor inginer. Ne-ați făcut și ne-ați reprezentat localitatea atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Vă cunosc, adică n-aveați o vârstă destul de fragedă, cunosc inclusiv părinții, bunicii dumneavoastră, în care am copilărit împreună. Felicitări pentru munca părinților, felicitări pentru capacitatea și puterea pe care o aveți dumneavoastră. Atât eu cred și dumneavoastră, mulțumim lui Dumnezeu pentru capacitate, putere de muncă pe care ați avut-o și o aveți în continuare pentru educația tuturor copiilor. Vă mulțumesc și vă sărut mâna. La urmă voi prezenta celelalte premii care vă aparțin. Vreau să continui cu doamna profesor de religie, Lenuța Țifrea. Cadrul didactic la Școala Gimnazială Scarlat Login din Dofteana și-aș da citire hotărârii Consiliului Local, se aprobă cu număr de 17 consilieri pentru, din 17 consilieri în funcție, acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana, doamnei Lenuța Țifrea, profesor de religie ortodoxă, Școala Gimnazială Scarlat Login Dofteana, localitatea Dofteana, județul Bacău, cu domiciliu în Comuna Dofteana, Sta Ștefan Vodă, pentru activitatea profesională desfășurată în diferite proiecte, dezvoltare școlară în comunități cu rom, proiect național de prevenire a abandonului școlar prin pedale salvatoare, educație parentală apreciativă UNICEF. Deci doamna profesor Lenuța Țifrea este managerul de proiect care a obținut 250 de biciclete noi care au fost distribuite pe criterii bine stabilite de către Carrefour România, cei care ne-au sponsorizat pe noi, Primăria Dofteana, împreună cu Școala Gimnazială Scarlat Login din Dofteana, care doamna a participat la mai multe întâlniri cu cei ce au condus la momentul respectiv și în aceste situații a adus în localitatea noastră 250 de biciclete noi, care au fost distribuite, după cum v-am spus, la toate școlile din localitatea noastră. Felicitări, doamna profesor, felicitări pentru toate implicările dumneavoastră. Acele biciclete au fost primite pentru cei ce vin de la distanțe mari, din Larga, Cucuieț și celelalte sate, Seaca, și pentru a preveni abandonul școlar. Doamna profesor, nu numai faptul că a obținut acest proiect, ci s-a implicat întrucât cei care nu veneau la școală, care acumulau enorm de multe absențe, dumneavoastră a intrat în toate cartierele, peste tot, au mai fost mușcată și de câini, au mai avut și alte probleme, i-am acordat maximul de sprijin, a redus și dumneavoastră poate să vă spună din aproape 100 de copii care nu frecventau permanent școala, într-un timp îmi spunea că mai avea doar 3. Deci a fost și este o muncă deosebită în spatele dumneavoastră și nu am decât să mă plec în fața dumnealor pentru că merită. Vă mulțumim, doamna! Da. A treia persoană se numește Ana Maria Stanciu, cu domiciliu în Comuna Hemeiș, strada Calea Moldovei numărul 129B,
de județul Bacău pentru activitatea profesională desfășurată ca medic stomatolog prin participare la congresul Pandemia Actuală, o nouă provocare pentru stomatologie, pentru participarea la metode de prevenție a infecțiilor în cabinetul stomatologic, pentru participarea la concepte, strategii și tehnici de respectare directă a leziunilor carioase din zona laterală, pentru participarea la Congresul Internațional de Etică Dentară, un pas înainte în estetica dentară. La Congresul Internațional de Estetică Dentară, Revoluția Esteticii Dentare, precum și alte diplome din cadrul activității profesionale acesteia. Deci doamna Ana Maria Stanciu, o cunosc de când era la o vârstă fragedă, locuiește în municipiul Bacău, dar în comuna Hemeiuș. Probabil și dumneavoastră știți destul de bine, este din satul Cucuieți, îi spunea la plecarea de acasă, înainte de căsătorie, camară, s-a ridicat pe picioarele dumneei. Vreme. Am cer scuze, vreme, da? Iertați-mă. Și s-a ridicat pe picioarele dumneei, așa cum o vedeți, are cabinet privat în municipiul Bacău. Bineînțeles, nu-i fac reclamă acum, pentru că reclama vreau să o facă dumneei. Da? Îi doresc succes în continuare. O doamnă doctor tânăr, o meritat și merită. Vă mulțumesc și vă sărbători. Da. Cel din urmă va fi dintre primii. Dau citerea hotărârii Consiliului Local. Se aprobă cu un număr de 17 consilieri pentru, de 17 consilieri în funcție, acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Lofteana doamnei dr. Mihaela Bucur. Cu domiciliu în municipiul Onești, Bulevardul Prevedere numărul 1, Scaradea, apartamentul 49, pentru activitatea profesională desfășurată ca medic primar în specialitatea medicină de familie în Comuna Dofteana, județul Bacău. Doamna doctor, deloc, este din satul Larga, la propunerea personală a mea în calitate de primar, că am uitat să vă spun de la început, acești 4 cetățeni de onoare au fost propuși de către consilierii locali împreună cu mine, dintre care le-am spus, vă rog frumos, faceți analiza în satul dumneavoastră, acolo de unde sunteți, în cele 7 sate, și care considerați că merită și se încadrează în conformitate cu legea, vă rog frumos să veniți cu propuneri. Eu am propus-o pe doamna Mihaela Bucur, consilierul clopotar a propus-o pe doamna Vreme, zis Stanciu de astăzi, doamna profesoară Țifrea, eu i-am promis în momentul în care a venit cu îmbunătățirea școlii același lucru și a obținut cele 250 biciclete, iar Baciu Sebastian Gabriel, consilierul nostru de la Larga, a propus-o pe doamna doctor Vartolomei. Da. Despre doamna doctor Bucur Mihaela, am citit un pic, într-adevăr, dumneavoastră are mai multe specializări, m-a uimit, aici nu știu dacă le găsesc, oricum are multe specialități, inclusiv în chirurgie, în psihiatrie, în medicină, stagii diferite, așa, așa, secții interne, chirurgie, pediatrie, neurologie, dermatologie, psihiatrie, medicină de familie, etc. Da. Cred că sunteți în asentimentul meu, cele 4 doamne merită și merită și aplauzele noastre. Felicitări, doamna doctor Bucur, în mod special. Da, să-mi permiteți să cobor jos, doamna. Lasă să trece, da? Să țineți de pe... Da. Diploma de excelență pentru doamna doctor Mihaela Bucur. Doamna doctor, să vă bucurați de ea. Și sigur, să spuneți faptul că vă întărește mai mult și vă fi mai aproape. Doamna doctor, dacă vreți să mă vedeți, în momentul când a venit în Dofteana, medic de familie, pentru prima dată nu am cunoscut-o, dar când a venit în birou și numai când a zâmbit, s-a amenzit cu tatăl tău. Până-i ne-ai bucur, Dumnezeu să le poftiți, doamna doctor. Vă mulțumesc să fiți sănătoase și să dăruiți sănătate și celor care îi asistați. O plachetă din partea noastră, un buchet de flori.
Da. Cealaltă diplomă? Stanciu, da? Sunt semn de onoare, da? Doctor Ana Maria Stanciu. Doamna doctor. Nu vreau să vă spun în direct, dar să știți că până viitoare vă vizitez la cabinet, că am niște probleme. Contra cost, suntem în campanie și se numește altceva după aia. Da. Dar una. Va aparține și cu totul de doi. Da. Diploma de excelență, doamnei profesor, doctor, inginer Nicoleta Bartolomeu. Felicitări, doamna doctor. Vă duc și oameni cu mult plăra. Să înțeleg din partea cui. Da. Așa, aici aveți... Pentru mine? Doamne ferește, vedeți că opoziția deja e cu ochii pe mine și nu aș vrea să... Am reclamații chiar acum la început de campanie. Vă mulțumesc! Simbolistul, iarăși asta e posibil, dar nu nici mai pronunț. Trei candidaturi. Mulțumesc mult! Părinte, vă rog, așteptați-vă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și copilași, dacă rămâna. Haideți copii mei. Și eu vreau să fac poză cu ei. Deci, nu puteți vă. Zâmbim, da? Da. Mulțumesc frumos! Da, să vină și părintele. Da, corect, corect. Să putea să de să genceros. Să aplaudim. Asta. Da. Se acordă diploma de cetățean de onoare, doamna profesor, da? Denunța Ciprian. Felicitări, doamna profesor, pentru toată activitatea dumneavoastră. Să știți că dumneavoastră este profesorul care prin proiectul pe care îl avem noi și dăm masă caldă copiilor, vom începe acum, cred că de miercuri sau de joi, masă caldă, rețineți, pentru toți copiii din comuna noastră, 1118 sau 1119 copii vor primi masă caldă în clasă. Cum luăm noi felul 2 așa la meniul zilei, așa va primi. Dar, doamna doctor, m-am dus și avem și sala cu mese cu 150 de locuri și doamna doctor, eu nu, m-am dus la masă, m-am așezat la masă copiii să mănânci. Dumneaie, eu ieși la microfon și vă rog să stați, trebuie să spunem Tatăl nostru. Vă rugăciune. Felicitări, doamna profesor. Doamna doctor, mi-a dat o carte scrisă dumneaie. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Sărona. O plachetă din partea noastră. Și un buchet de flori. Doamna, dați așa un pic, să ne vedem la ochi. Așa. Da, vă mulțumim frumos! Haideți să stau la mijloc și faceți-mă într-o dată. Da, noi aproape an de an, așa, vă rugăm să luați loc, mulțumim frumos. Aproape an de an am acordat diploma de cetățean de onoare mai multor persoane. Acum, în baza hotărârii Consiliului Local, am alocat celor 4. Loc este pentru mulți, pentru toți și sunt mult mai mulți în localitatea noastră. Aș începe cu premierea cuplului care au împlinit 50 de ani de căsătorie sau împlinesc în anul 2024. Aș vrea numai să-i enumăr întâi și după aia să citesc discursul meu. Deci, de premiul pe care îl acordăm astăzi, beneficiază 21 de familii și aș da numai citire. Am făcut o prezență așa cu privirea. Mi se pare că, cred că vedeți destul de bine, că am două familii care lipsesc. A Măriuței Vasile și Anica i-am văzut, da? Dumneavoastră aici în față. Andronic, Ioan și Ana, care nu sunt, da? Bergalan, Valentin și Teodora. Ne va lege în prezent aici de la ora 1. Bandrabur, Costică și Zinica. Titi Mandă. Cojocaru, Constantin, Măriuța, Doina. Bine ați venit. Da. Fulga, David și Tatiana. Ei și David. Felicitări, mulțumim frumos.
Hârbu Ion și Mandița. Da, am văzut copiii, de asta m-au dat la copii. Da, și Mandița. Hârbu Jean și Maria. Dragă mea, dragă. Jitaru Ion și Lucia. Și sănătoși. Lăzărescu Constantin și Paula Eugenia. Nu au venit din motive bine temeliate. Așa. Marie, Mihai și Maria. În prezent, le-ați venit. Mânicuță Constantin și Maria. Să fiți sănătoși, doamna Mânicuță și doamna Negrin, Mihai și Maria. Maria, m-a scuzat. Pașcu, Gheorghe și Angelica. Bine-ați venit. Mulțumesc. Pintelie, Ioachim și Maria. Bine-ați venit. Pircu, Mircea și Lenuța. Bine-ați venit, Mircea. Speala, Vasile și Mandița. Bine-ați venit, Vasile. Așa. Stanciu, Necoai și Silvia. Bine-ați venit. Bartolomei, Jean și Maria. Bine-ați venit, Mircea. Așa, da. Vreau să luați ce vreau frumos, mulțumesc. Da, aș începe prin discursul meu spunându-vă următoare. 50 de ani de căsătorie, 1974-2024. Dumnealor s-au cununat la momentul respectiv, civil și religios, și au dat mâna pentru o viață întreagă. Pentru și eu cu tristețe, aminte, atunci aveam doar 14 ani. Acum facem calcul. Această aniversare reprezintă încununarea 50 de ani de iubire, grijă, sacrificii făcute pentru binele familiei. Sunteți cel mai bun exemplu că în viață totul se rezolvă în doi. Cu dragoste și îngăduință, cu respect și prețuire, cu devotament și încredere. Această aniversare nu marchează doar un anumit număr de ani, ci și toate momentele fericite sau mai puțin fericite care au fost depășite de către dumneavoastră. De la dumneavoastră învățăm care sunt cele mai importante lucruri pe lume. Familia, iubirea, timpul trăit cu înțelepciune. V-ați întemeiat o familie cu multă răbdare. V-ați crescut copiii cu credință și speranță. V-ați împletit fiecare vis. Iar astăzi, acest vis a devenit pentru voi, pentru dumneavoastră, realitate. Astăzi sufletul să vă fie, cer scuze că și eu am emoții, astăzi sufletul să vă fie cufundată de emoție, iar iubirea și armonia să dăinuie în fiecare moment petrecut împreună, pentru că împreună ați clădit o familie minunată. Fie ca viața să fie frumoasă, să trăiți frumos, să fiți în continuare un exemplu demn de urmat. Să aveți încă mulți, mulți ani de trăit împreună. Să fiți mereu sănătoși și înconjurați cei ce vă sunt dragi să vă fie alături. Vă mulțumesc! Da, în afară de discursul meu, pe care l-am citit, în calitate de reprezentant al comunității, vreau să vă aduc cele mai calde urări și felicitări de bine dumneavoastră și familiilor dumneavoastră pe care cu mare grijă și cu mare atenție i-ați călăuzit în viață. I-ați învățat prima dată cuvântul te rog, iartă-mă și mulțumesc frumos, care asta este și face parte din educația noastră a tuturora. Te rog, iartă-mă și mulțumesc frumos. Dacă le respectăm și le pronunțăm fiecare dintre noi, sigur, atunci ne numim oameni cu multă educație, așa cum vă numiți și dumneavoastră. Știu că în viață, după ce ți-ai dat mâna și ți-a pus verigheta, da, părinții te-au ajutat să-ți faci nota, au rămas niște bănuți acolo, de a doua zi ne-au apucat unul și-a cumpărat material de casă, altul poate avea casă, altul și-a luat probabil acoperiș pentru casă și încet, încet ați ajutat copiii. Dar știu din experiență, nu am făcut niciunul dintre noi să punem pe primul plan, că știți dumneavoastră, sunt niște lucruri importante în viață. Sănătatea, familia,
și serviciu, care la momentul nostru era obligatoriu. Terminam clasa 8, am duceam la școală profesională, de abia așteptam să ieșim la salară, cum spuneam noi, de abia așteptam să ne apucăm, să investim, să ne facem o căsuță, să facem ceva. Ei, noi o să punem sănătatea pe primul plan, am pus-o pe ultimul plan și pe primul plan am pus munca, așa am pus-o toți, apoi familia și apoi sănătatea. Motiv pentru care o parte dintre noi avem poate 50 de ani de căsătorie, peste 70 de ani de vârstă și cu adevărat sunt probleme de sănătate la toți. Când am depășit 50 de ani, toți avem probleme de sănătate. Pentru că nu ne-am prețuit. Cei care au 50 de ani de căsătorie sunt sigur că au și 40 de ani sau 45 de ani de muncă în câmpul muncii, cum ziceam noi odată. Cum, de exemplu, eu am 43 de ani. Acum, în luna lui februarie, am primit 43 de ani, vechime neîntrerupt. Și dumneavoastră, același lucru. Ați purtat copiii în școli, după școală, care au fost băieți, au plecat în armată, când au rupt sufletul mamelor lor. V-ați dus în armată, i-ați vizitat acolo. Mama, cel puțin, a plecat cu inima friptă de acolo. Eu știu de la mine. Și vremurile au trecut. Am ajuns la o vârstă, nu? Cu toții. Astăzi ce trebuie să facem? Să ne bucurăm de sănătatea care o avem și care ne-a dăruit-o Dumnezeu? Cât este să ne bucurăm de cei dragi care ne înconjoară? Să ne bucurăm de copii, să ne bucurăm de nepoți? Să ne bucurăm de tot ceea ce este în jurul nostru? Să avem, într-un cuvânt, zile frumoase cât ne va lăsa Dumnezeu pe acest pământ? Nu cred că mai avem de făcut casă la ora actuală, nepoții și copiii sunt la locurile noi, școala au făcut fiecare, decât acum îi călăuzim, mai mult din priviri pe toți, ne uităm la ei, cum cresc, cum învață, cum se duce la școală, cum ne dăm educație și, efectiv, beneficiem de ceea ce le vrează copiii, adică bunăstare, vorbe bune și vorbe frumoase. Că știți dumneavoastră, dacă se aduce necazuri, părintele nu face nimic decât le pune la inimă. Dacă se aduce bucurii, tot acolo la inimă, dar le pune de bine, nu le pune de rău. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi care am împlinit 50 de ani de căsătorie. Vă felicit pe toți. Vă îmbrățișez pe toți pentru faptul că meritați. Mă plec în fața dumneavoastră pentru faptul că meritați. Ați ajuns mulți, mulți, mulți ani în felul cum ați ajuns fiecare, motiv pentru care vă felicit și în ordinea pe care o să vă strâng eu. Am rugămintea să veniți aici în față, vom face o poză de grup cu toții. Eu, în calitate de reprezentant al comunității din Doftena, în decurs de o săptămână, voi călca pragul dumneavoastră cu tabloul în mână să le aduc acolo unde veți fi fiecare dintre dumneavoastră și să o păstrați la loc de cinste și o să păstreze inclusiv urmașii urmașilor dumneavoastră. Te rog să-mi dai amăreuței Vasile și Anica. Numai la o singură diplomă aș da citire, pentru că același lucru scrie pe fiecare și scrie amăreuței Vasile și Anica. Către de la primărie de la acest moment, vă rog frumos să dați ajutorul vostru maxim. Adică împreună cu consilierii să puneți așa să ajutați să dați șampanie, da. Amăreuțe Vasile și Anica, distinți respect, aleață prețuire pentru că ați pășit împreună spre următoarea jumătate de viață. Felicitări, Vasile, și mulțumesc pentru toată susținerea de fiecare dată. Poftim. Premiul... Nu o să dau. Da, următorul. Pertalan, Valentin și Teodora. Hai, Neamalică. După ce o să facem poza de grup, atenție, fetele de la primărie, să fiți pregătite, Aurica Unești. Să fiți pregătite cu premiul în bani, la fiecare să-și facă treaba. Poftim, hai, Neamalică. Deci te rog să te alinii acolo, fericitări. Tot după o mi-aduc și matare. Băi, frate, drăguț. Mă gândeam că mi-am băut cota, dar nu. Uite, hai.
Te rog frumos, mergi în partea elată acolo și împreună cu doamna. Da, următorul. Bandrabur, Costică și Zirica. Hai, Didi. Mulțumesc. Să vă văd sănătoși. Haideți să trăiți. Vă rog să vă aliniați așa încât să ne vedem și în poze. Da, haideți, domnule. Cu Jocaru Constantin, Mărința și Doina. Știu că vedeți mai greu. Începem, noi avem cum să vă așteptăm. Cine urmează? Constantin, Nicolae și Maria. Să fiți atente voi la cei care am... Ne păstică, poftim, și mulțumesc frumos. Noi ne-ar fi și acolo imediat. Mă vreți să poftim. Costache Nicolae, da? Ați dat buchetul de flori, fetelor. Haideți să mă rămân cu cineva, vă rog. Da. De acolo Mihail și Zenica. Mariana, aș vrea să mai văcum dansa aia acum 30 de ani în urmă. Haideți. Poftim prima dată diploma. Haideți, fetelor. Mă, dați florile și șampania. Vă uitați la mine? Fulga, David și Tatiana. Poftim, David. Așa. I-ați dat lui David tot ce trebuie. Hârbu, Ioană și Mandița. După aplauze, să știi cât familie de mare are. Felicitări ne avem, bun? Da, să rămână apăpiți. Hai! Hârbu, Jean și Maria. Se pregătește cine? Jitarul, da? Hai, Jeane. Așa, da? Așa, felicitări la Jeanică. Poftim, primește de la... Gitaru Ion și Lucia. Poftiți. Haideți, fetelor, cu florile odată. Stăiți, domnul Gitaru. Maren, Mihai și Maria. Am spus să spun să... cine să pregătească, doamne. Domnul Mânicuță, haideți. Haideți, mai doară. Începem. Poftim, Mihai. Felicitări. Haideți. Domnul Mânicuță și doamna Mânicuță. Felicitări, vă mulțumim mult de tot. Să aveți în urmă. Mulțumesc, domnul Mânicuță. Mulțumesc. Nu e nimic. Să accepte orice. Haideți, luați. Dați să nu rămâne cineva. Nu, nu, nu. Da, cine urmează, doamna Vice? Mihai și Maria. Negrii, Mihai și Maria, na? Haideți. Poftiți, doamna Maria, na? Doamna mi-a fost învățătoare. Felicitări, Mihai, pentru tot ceea ce ai făcut în viață. Vă rog frumos să luați locul în fermație. O facem cumva mai în semicerc, că altcineva. Pașcu, Gheorghe și Angelica. Haideți, poftiți, să vă doamnă. Bine ați venit, treci mai mult. Ghiță, haideți, vă rog. Luați vă rog. Cum are de? Hai, Tintine, Ioachim și Maria. Următorul cine? Pircu, Mircea și Lenuța, veniți. Tintine, Ioachim, unde? Hai să-i dau o mie ceva. Doamna Pircu, care zicea să iei loc în formație. Băi, fetelor, florile și șampania pentru Mircea. Întâlnire eu Achim Boftim. Fetelor, haideți pentru Întâlnire eu Achim aici. Nea Vasile, hai și lasă cărți aceea, că nu... Hai, Nea Vasile, hai. Vă rog, domnul, așa de formă sau... Da. Haideți... Nevasile, hai în față. În față. Cine urmează? Stanciu Nicolae. Hai cu aici.
Haideți să mai tare. Trei sfânt. Te-am pofis, mai facem. Fetelor, fiți cu fază nea... Bartolomei, Jean și Maria. Doamna nu este nea... Da. Fericitări, mulțumim, bătii care îi face. Dați-i flori de glou și așa. Diana, așează oamenii cu trebuie. Domnul Mănicuță, haideți să vă spăci cu tăi. Hai, Mica. Păi, fetelor, le-am dat invitații. Stați în formație, acolo, să facem o poză. Da, da, îi putem, îi poți prinde acolo? Bun, perfect. Haideți, haideți, că-i fac și poate să se arăce. Consilierii, unde sunt? Veți a spus șampania când vă spun eu la semnalul meu atunci. Prima dată poza. Diana, unde ești? Nu, nu, stai așa. Eu mă duc acolo sus. Da, da. Mă prind. Tragem în spate, vă rog. Haideți, nu. Deci tragem în spate, vă rog frumos. Pentru fotograf. Marinica, Marinica, Marinica. Fiecare, dacă vreți să serviți câte un păhărus cu șampanie. Activitatea noastră, sper că a plăcut tuturor. Unii casierul nostru. Deci în partea aia să dăm bani, nu? Da, bun. Vă rog să mai rămâneți și ceilalți din sală, pentru că o mulă de șampanie mai avem pentru fiecare. Care vreți, care doriți. Serviți împreună cu noi. Deci mulți ani tuturor vă doresc. Atât sărbătoriților, dar dați pahare, șampanie și cetățenilor de onoare. Credeți dacă e vorba de cetățenilor de onoare, i-am pedepsit acum. Hai. Să rămână așa la mulți ani. Da. Inimă bună vă doresc tuturor.
Facem cu cine vreți poze. Mulțumesc frumos. Dă-mi sub două carine. Lasă cu domnul deputat.